Eram animatoare, așa făceam. Dansam la cluburi, cum era pe vremea aceea, pe vremea mea, ca să zic așa, era la modă chestia asta cu animația. Dansam într-un club și a venit Deli acolo, în clubul acela, și m-a văzut. Și a venit la mine, zice, auzi, nu vrei să dansezi pentru mine? Și, logic. Și am renunțat la tot și m-am dus să dansez pentru Delia Matache. Așa a început cariera mea, să zic, în atenția publicului, da. Aha. Mamă. Și pe lângă dansatoare, că așa a fost să fie, nu eram o simplă dansatoare, am devenit și foarte bune prietene, am devenit foarte apropiate. Eram, păi da, petrecând tot timpul împreună, la turne și așa mai departe, mă gândesc că s-a format o prietenie care bănuiesc că continuă și în ziua de astăzi, cât se poate. Înainte să fim căsătorite și cu familie, eram non-stop împreună, non-stop, oriunde, acasă, dormeam împreună, mâncam din aceeași farfurie, eram foarte, foarte apropiate și eram, da, mândră să o numesc pe Delia, prietena mea, când toată lumea era, wow, Delia. După care ne-am căsătorit, Delia s-a căsătorit, eu m-am căsătorit și cumva am luat-o, adică prioritatea n-a mai fost. Da, 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 ați mers pe drumuri normal, diferite, normal. Și fiecare femei măritate, da, la casa lor. Da, da, și așa s-a întâmplat, dar suntem apropiate și acum, da. Da, știu că, uite, lumea te cunoaște drept fosta dansatoare Adelie. Pe tine nu te deranjează chestia asta, adică din contră, nu? Pentru că știi că... Nu neapărat că din contră, dar de ce să mă deranjeze? Pentru că așa am început, așa, datorită ei am devenit cunoscută. Ea a fost și, ea nu a fost niciodată, nu știu, la un moment dat se vorbea și despre mine, niciodată n-a fost geloasă sau invidioasă pe chestia asta, chiar din contră se bucura. Și datorită ei sunt astăzi aici la tine în platou. Altfel nu eram. Câți ani ai dansat în trupa ei? Vreo 5 ani. Cinci ani? Da.